Numele meu este Cristina Vecerdi și majoritatea dintre dumneavoastră mă cunosc în calitatea de medic de medicină de urgență. Nu vreau să stau cu spatele la dumneavoastră. Nu. Și ca inițiator al proiectului care se numește Unitatea de Primiri Urgențe a județului Brașov, proiect care nu ar fi fost posibil și realizarea lui nu ar fi fost posibilă fără implicarea directă a Ministerului Sănătății și a Consiliului Județean, acesta din urmă, asumându-și în exclusivitate susținerea spitalelor, tuturor spitalelor din municipiul Brașov, încă din 2010, dar mai ales în această perioadă greu încercată de pandemie. Și aș da câteva exemple, cum e Spitalul Modular și două spitale care, după părerea mea, la acest moment concurează cu spitale regionale și acestea sunt și au și funcție de spital regional, Spitalul de Obstetrică și Ginecologie și Spitalul de Pediatrie. Cu siguranță, dacă ați trecut pe acolo, trebuie să-mi dați dreptate. Sunt niște spitale care sunt la standardele secolului 21 în acest moment. Reorganizarea unităților sanitare cu paturi a fost o strategie elaborată de Direcția de Sănătate și Asistență Medicală a Consiliului Județean și mulțumesc aici, fiind prezentă doamna director Adelina Văsioiu. Ca atare, în 7 aprilie 2022 a luat ființă Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumofiziologie la ora actuală și, ajungând la acest subiect, vreau să salut invitația mea la dezbatere și să mulțumesc Primăriei Brașov pentru că își asumă un proiect de atât de mare importanță, mai ales după acești 2 ani și jumătate de pandemie. Nu este ușor. Dacă o unitate de primiri urgențe s-a realizat în câțiva ani, iată aici, cum a spus și domnul primar, avem o previziune de timp fixă și trebuie să ne grăbim și toți cei care suntem implicați și toți cei care știm, trebuie să depunem toate eforturile pentru realizarea acestui spital, care într-adevăr se află pe lista spitalelor, lista mică a spitalelor din PNRR. Vreau să-l salut pe domnul arhitect Redin Naman, care a fost primul nostru consultant. Prin modestie n-a menționat acest lucru, dar a fost primul nostru consultant în realizarea proiectului Unității de Primiri Urgențe și este unul din puținii specialiști pe care are România în construirea de spitale. Știm că specialiștii care știu să facă spitale sunt foarte greu de găsit. Mulțumim, Redin! Vă mulțumesc și eu! Aș avea, și acum vin întrebări, detaliile tehnice. În primul rând, aș dori să fac o mențiune. Existența compartimentului de primiri urgențe nu se poate suprapune cu camerele de gardă din punct de vedere cel puțin legislativ. Aceasta presupunând o dublă finanțare, atât pentru compartimentele de primiri urgențe, cât și pentru camerele de gardă, deci va trebui să optăm pentru una din cele două variante. În al doilea rând, mi-ar fi plăcut să văd o raportare la populația județului Brașov, cel puțin, în condiții de semnalare a incidenței, prevalenței și a morbidității bolilor pe care urmează să le trateze acest spital. Adică, pentru dimensionarea unui spital, este nevoie să avem niște cifre ca să știm exact cât de mare, mic trebuie să fie mică spitalizarea continuă, spitalizările de zi, cum trebuie dimensionat ambulatoriu de specialitate. O să las pe domnul manager Dan Morar, care este managerul Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumofiziologie. Nu înainte de a adresa ultima întrebare, el va veni cu toate întrebările și observațiile tehnice, pentru că, până la urmă, el este cel mai îndreptățit să o facă. Am văzut că sunt, adică există secții de pediatrie.
copii care, pentru care nu am văzut menționat niciun loc de joacă. În fazele de remisie ale bolilor infecțioase, eu cred că copiii nu trebuie să stea izolați în camere cu presiune negativă și să aștepte să se externeze. Ei au nevoie mai mult ca oricând de socializare și trebuie să vă spun din experiența acestor 2 ani și jumătate ce înseamnă izolarea pacienților care au aceeași boală în fiecare în câte o cameră. Este o greșeală pe care sper să nu o repetăm. Mulțumesc!